În fiecare duminică și de sărbători îmbracă haine bisericești. În restul timpului sunt polițiști, jurnaliști, juriști sau ingineri. Este cazul mai multor preoți din Hunedoara care au un al doilea loc de muncă. Salariile nu le ajung, așa că își rotunjesc veniturile cum pot. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Un caz inedit este cel al lui Bogdan Nițu. De 7 ani îmbracă și haina de polițist la IPJ Hunedoara, iar duminica slujește în biserică. Sper să fiu util din ambele perspective, atât credincioșilor să le fiu util ca și preot, dar ca și polițist în același timp, pentru că uneori persoanele care vin la biserică nu vin doar pentru a se ruga, ci vin cu problemele pe care le au și cărora încerc să le dau un răspuns. Și uneori mă întreabă dacă am un frate polițist, spre exemplu, sau invers, dacă am un frate preot. În presă, alți doi slujbași ai Domnului convertiți la meserii lumești. Unul este realizator de emisiuni, iar celălalt operator. Dacă spui adevărul, poți împăca orice pe lumea asta. Totul este să spui adevărul și să ai libertatea de a spune acest adevăr. Ce este Mircea Mihuleț în sufletul lui, jurnalist sau preot? Întotdeauna preot. Nu mi se pare a fi o problemă atâta vreme cât activitatea pe care cei care sunt preoți o desfășoară în afara activității preoțești. Este o activitate onestă, o activitate cinstită care duce la întregirea, să spunem, a veniturilor familiei. Alți preoți din Hunedoara și-au găsit locuri de muncă la Direcția Silvică ori la Oficiul pentru Protecția Consumatorului.